țării în perioada anilor. Rămâneți cu noi, doamna Roxana Ilinca, Breaking News. Sunt imagini, doamnelor și domnilor, din Piața Victoriei Noi. Se pare că anumiți membri din galerii au venit și au început să dea cu petarde. Colegii mei au aceste imagini de ultimă oră pe grupul nostru. Îi rog pe colegii mei să le difuzeze. Alex Judeu, colegul nostru, este în legătură directă cu noi. Alex, ce se întâmplă în momentul de față? Avem niște imagini de ultimă oră care ne arată că s-ar da cu petarde. Despre ce e vorba? Bună seara, Mihai. Așa este. A început să se dea cu petarde. Am văzut mai multe trupe de jandarmerie care s-au deplasat înspre zona din care s-au auzit acele petarde. S-a aprins un foc aici printre manifestanți. Oamenii au început să arunce măștile în foc, să le ardă. Se aruncă și cu sticle și situația pare că începe să se precipite deocamdată aici în Piața Victoriei. Se precipită și vom vedea dacă cei care au venit cu aceste petarde vor reuși cumva să strice atmosfera. Dar totuși să nu se precipite foarte tare, că după aia iar o să iasă mai la noapte sau mâine dimineață domnul Iohannis să ceară să fie anchetați jandarmii și băgați la pușcărie și asta. Mai bine să nu se precipite, zic. Stați puțin până la domnul Iohannis. Andrei, vreau să întreb ceva. În ce zonă se dă cu petarde? Îi rog pe colegii mei, iată, sunt niște imagini. Noi suntem chiar în fața guvernului cu această cameră. Pentru cei care sunteți din București sau cunoașteți Bucureștiul, noi suntem, cum ar veni, cu spatele la guvern. Însă, priviți aceste imagini care sunt de pe un cont de Facebook, cineva care difuzează în direct și iată, tot în fața guvernului, dar într-un alt unghi, se distribuie, cum se spune pe stadion, se aruncă cu petarde, de fapt cu fumigene, nu cred că sunt petarde. Iată, aici sunt niște petarde într-o altă parte a guvernului. Din câte îmi dau eu seama, e o zonă, cred că e în zona, dacă stăm cu fața la guvern, cred că era în stânga, pe acea intrare, cred, înspre Paris, dacă nu mă înșel eu. Acolo este Andrei? Acolo se aruncă petarde? Este zona în care au ajuns protestatarii din Piața Universității. S-au unit cele două grupuri, jandarmii atunci au venit și i-au înconjurat și au rămas cumva la intrarea în Piața Victoriei. Deci nu au reușit să intre în Piața Victoriei. Interesant. Interesant. Nu, deci ei sunt cumva mai departe de Piața Victoriei, iar ceea ce ați văzut pe acel cont este practic din afara zonei în care se protestează. Acestea sunt imagine cu protestatarii. Acestea sunt imagine. Ce vedeți în momentul de față este o captură din afara Pieței Victoriei, acolo unde au încercat să intre acești protestatari care au aceste fumigene. Spune-mi, te rog, văd că cei din piață, deci sunt două zone complet diferite, cei din piață sunt liniștiți, stau și protestează, cei care sunt în afara pieței au venit cu acele fumigene. Atmosfera în piață, în momentul de față, acolo unde sunt protestatarii, e complet liniștită, nu? Da, în centrul pieței, unde s-a protestat până acum, atmosfera este liniștită, însă s-au auzit mai multe bubuituri din zona din care au venit acei protestatari care au venit în marș în Piața Universității. Însă jandarmii nu i-au lăsat să intre cu totul aici. Bun, îți mulțumesc foarte mult pentru aceste informații de ultimă oră. Rog pe colegii mei să revedem acea captură de pe acea adresă de Facebook din afara zonei în care se află protestatarii, acolo unde se pot vedea acele fumigene și petarde, se pare că sunt membrii ai galeriilor care au venit să protesteze în felul acesta. Știm foarte bine, sunt mulți reprezentanți ai galeriilor care sunt nemulțumiți de faptul că stadioanele sunt închise.